O cantitate însemnată de portocale cu pesticide a ajuns pe rafturile supermarketurilor din țară. O cantitate mai modestă a ajuns și la Suceava. Consumatorii sunt sfătuiți să distrugă portocalele în cauză sau să returneze cantitatea achiziționată de fructe. O cantitate însemnată de portocale cu pesticide a fost vândută în hipermarketurile din țară. Produsele erau etichetate ca fiind din Grecia, când, de fapt, proveneau din Egipt. Fructele urmează să fie retrase din magazine, iar cei care le-au cumpărat sunt sfătuiți să nu le consume, ci să le returneze sau să le distrugă. Portocalele au fost comercializate în perioada 23 decembrie-5 ianuarie, iar în prezent se fac retrageri, consumatorii fiind rugați să le readucă pentru a primi contravaloarea lor. Acestea au ajuns și la Suceava, însă într-o cantitate mai modestă de aproximativ 190 de kilograme. Cel mai probabil, toată cantitatea comercializată și vândută în Suceava a fost deja consumată. V-am contactat în legătură cu niște informații care au apărut la nivel național că de pe piață ar fi retrase niște portocale cu pesticide. Au ajuns și în județul Suceava? Exact așa este, așa cum vă pot preciza. Exact, în județul Suceava a ajuns o cantitate de 190,6 kg la două supermarketuri. Cantitatea, însă, din păcate, cantitatea în totală, deci data la care am intrat aceste produse a fost 24-12, iar la ora actuală întreaga cantitate a fost comercializată până în data de 26-12. Deci nu există nici de toată cantitatea care a intrat, a fost în totalitate vândută către consumatorul final. Care sunt recomandările pentru cei care le-au achiziționat? Recomandările, cum ați văzut, pentru cei care nu le-au consumat, dacă au aceste produse, este vorba de portocale calibru 4-5, origine Egipt. Și este foarte puțin probabil că aceste fructe să mai existe de la oameni. După vă dați seama că dacă-ți cumpărați pe 24-25 cu sărbătorile, 7 deja sunt 2 săptămâni de zile. Dacă au totuși aceste produse, le poți, bineînțeles, returna magazinul. Este vorba de depășire pe pesticide. Acum, nu este obligatoriu că dacă consumăm, știți, o cantitate, înseamnă că gata, avem un efect, însă consumate aceste pesticide consumate o perioadă lungă de timp, sunt, bineînțeles, cu efecte foarte grave asupra sănătății.